Am văzut duminica trecută că promisiunile pe care le facem în numele Domnului trebuie să le onorăm chiar și în paguba noastră. Promisiunile pe care le facem în numele Domnului trebuie să le onorăm chiar și în paguba noastră. Și prima astfel de promisiune este legământul nostru cu Hristos. Când intri în legământ cu Hristos, practic îi dai trupul tău, mâinile tale, picioarele tale, în slujba Lui. El nu mai este aici, dar El poate fi aici prin tine și prin mine. Și exact lucrul acesta l-a mărturisit Ruth. Mă uit la ea, o cunosc destul de mulți ani și văd felul în care se pliază pe nevoile din jur. Și dacă este vreun verset care îi se aplică, îl găsiți în Eclesiastul. Orice găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. În locuința morților în care mergi, nu mai ai nici lucrare, nu mai ai nimica. Aici e vremea noastră de lucrat. De la ideea de a planta o bibliotecă într-o biserică, până la ideea de a stea să juca cu copiii la oncologie, sau ceea ce ne-a amintit Filip, noi am avut un program de masterat, vreo 90 studenți au terminat programul de masterat, trebuia scris în limba engleză, Ruth și soțul ei au fost cei care au corectat lucrările, practic, i-au ajutat pe studenți în limba engleză. In soțul ei este cercetător, doctor în științe de nu știu care și oameni atât de smeriți care au stat să slujească oriunde Dumnezeu le-a deschis o portiță. Și știți de ce? Pentru că și-au luat în serios legământul cu Hristos. Și-au luat în serios promisiunea pe care au făcut-o. Când au acceptat efodul preoției, au zis, Doamne, nu contează în ce condiții și nu contează în ce locuri, dar am vrea să te slujim până la moarte. Un al doilea astfel de legământ este legământul cu partenerul de viață. Și atunci când vii la altar, despre asta vorbesc tinerii în seriile de vineri, când vii la altar, bagă bine de seamă ce spui. Dumnezeu ne cere să fim credincioși la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Dar botezul și căsătoria sunt odată în viață și probabil că le-ai uitat. În schimb, fiecare da pe care îl spunem în orice condiție a vieții este o promisiune făcută în numele Domnului. Pentru că noi purtăm chipul Lui, am fost răscumpărați, suntem preoții Lui, suntem datori să reprezentăm pe El prin tot ceea ce facem. Dragii mei, când întunericul este foarte mare, când toată lumea minte, nu ți este tare greu să fii creștin. Trebuie să spui doar adevărul. Trebuie să-ți ții cuvântul. Da-ul tău trebuie să fie da. Și la asta ne cheamă Dumnezeu. Ascultați ce ne spune înțeleptul Solomon. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi ca să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. Împlinește-ți juruința pe care ai făcut-o. Mai bine nu face niciuna. Dar dacă ți-a deschis gura și ai rostit ceva, pentru că ești al lui Dumnezeu, reprezentantul lui, trebuie să te ții de cuvânt chiar și în paguba ta. Și cu asta dați-mi voie să tranzitez spre lecția din ziua de astăzi. Dumnezeu îi va cinsti pe aceia care îl cinstesc. Dumnezeu îi va cinsti pe aceia care îl cinstesc și dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Duceți-vă aminte de Daniel, un biet rob într-o mare împărăție, într-un mare imperiu al vremii respective. Cu toate acestea, pentru că l-a ridicat pe Dumnezeu, l-a onorat pe Dumnezeu, Daniel era în picioare, Nebucadnețar era cu fața la pământ înaintea lui. Dumnezeu va cinsti pe cel care îl cinstesc și dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va putea sta împotriva noastră? Mă întorc la Iosua și la poporul lui. Înfrângerea de la Ai i-a învățat ce înseamnă să nu fie Dumnezeu cu tine, să nu lupte Dumnezeu de partea ta. Inima li s-a făcut cu apa, li s-a muiat. Iosua a căzut cu fața la pământ și a presărat țărână pe cap împreună cu bătrânii lui Israel și au strigat, Doamne, de cine ai trecut Iordanul? Vor veni împărații Canaanului și ne vor mătura, ne vor nimici, ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? Suntem în miezul cărții, în partea aceea caldă, frământată, în toate luptele pe care Iosua și oștenii lui au să le dea ca să cucerească țara. Capitolele 9 la 12. Țineți minte ce s-a întâmplat. A căzut Ierihonul, a căzut cetatea Ai, în sfârșit după moartea lui Acan și toți împărații Canaanului se vorbesc să se coalizeze împotriva lui Iosua. De partea lor, gabaoniții s-au gândit,
cu un astfel de Dumnezeu. Nici n-are rost să ne punem. Mai bine, hai să folosim un șiretlic. Și împreună cu bătrânii cetăților, trei cetăți gabaonite, pun la care un șiretlic. Iosua cade în plasa lor, le jură credincioșie și de dragul numelui lui Dumnezeu își păstrează jurământul chiar dacă își dă seama că a fost înșelat. Dar lucrurile nu rămân așa. Gabaoniții se întorc acasă și împărații din jurul lor se gândesc să le dea o lecție bună. Adonițedec, împăratul Ierusalimului, a aflat că ce făcuse Iosua, cetății Ai, și cum o nimicise cu desăvârșire. Că a făcut cetății Ai și împăratului ei, cum făcuse și Ierihonului și împăratului lui și locuitorii Gabaonului făcuseră pace cu Israel și locuiau în mijlocul lor. Atunci a fost foarte mare frică, fiindcă Gabaon era o cetate mare, ca una din cetățile împărătești, mai mare chiar decât Ai, și toți bărbații erau viteji. Cinci împărați, în frunte cu împăratul Ierusalimului, pornesc împotriva Gabaonului. În momentul acela, gabaoniții cer ajutor lui Iosua. Nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi de grabă. Izbăvește-ne, dă-ne ajutor! Iosua, spune versetul 7, s-a suit din Gilgal cu toți oamenii de război și cu toți vitejii lui. Când a pornit la drum, Dumnezeu îi vorbește. Domnul a zis lui Iosua, nu te teme de ei, căci îi dau în mâinile tale, nici unul dintre ei nu va putea sta împotriva ta. Iosua a mărșăluit toată noaptea, a căzut peste ei, pe din dos, pentru că ei erau ocupați cu atacul împotriva Gabaonului, și textul spune, Domnul a pus în învălmășală pe toți oștenii atacanți înaintea lui Israel. Și Israel a nimicit, le-a pricinuit o mare înfrângere la Gabaon, i-a urmărit pe drumul care duce la Bet Horon și i-a bătut până la Zeca și până la Macheda. Pe când fugeau ei, fugeau din fața lui Iosua, a intrat Dumnezeu în luptă. Și a făcut să ploaie din cer o grindină uriașă. Și textul spune că cei care au murit de grindina aceea au fost mai mulți decât cei care au murit uciși de sabia oștenilor lui Iosua. Știți de ce? Pentru că Domnul lupta pentru Israel. Dar dacă vă imaginați și citiți cu atenție textul, deși sunt foarte mulți ani îngrămădiți în aceste câteva capitole, avem impresia că toate s-au întâmplat într-o zi, în ziua aceea specifică, când a mărșăluit din Gilgal ca să vină în ajutorul Gabaonului, timpul a trecut repede, soarele era sfințit și lupta nu era terminată. Iosua avea o promisiune din partea Domnului. Nici unul nu va putea să stea împotriva ta, pe toți îi vei nimici. S-a uitat la faptul că era apus și a zis, Doamne, împlinește-ți promisiunea, oprește soarele pe cer și luna. Și textul spune, nu s-a mai întâmplat niciodată ca Dumnezeu să asculte glasul unui om și să facă minunea aceasta. Soarele s-a oprit pe cer și Dumnezeu le-a mai dat încă vreo 24 de ore în plus. Dar când ești în toiul luptei, lângă 24 de ore în plus, îți trebuie și energie și putere în plus. Și toate astea le-a făcut Dumnezeu. Priviți o clipă harta cu prima bătălie împotriva celor cinci împărați în frunte cu împăratul Ierusalimului. Au plecat din colțul din dreapta de sus și au făcut tot acest drum, trecând prin cetăți, trecându-le prin ascuțișul săbiei. Lupta a durat mai mult decât o zi, dar ziua aceea a rămas una absolut specială. Când s-au liniștit, s-au întors la Gilgal, ceilalți împărați au zis ce să ne facem. Era o cetate, cetatea Hațorului, care era cea mai mare cetate din nordul Canaanului. Împăratul Hațorului a adunat pe toți ceilalți împărați ai Canaanului și în felul acesta se pornește coaliția de nord. Aveți următoarea hartă. În partea de jos a fost prima bătălie a lui Iosua. El este la Gilgal, acolo în punctul 1. A urcat înspre nord în întâmpinarea acestei coaliții militare. Capitolul 11, versetul 1. Iabin, împăratul Hațorului, auzind de aceste lucruri, a trimis soli și urmează textul cu toate cetățile și împărații pe care i-a chemat la luptă, o listă impresionantă. Au ieșit cu toate oștile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără număr, ca nisipul care este pe marginea mării,
și având cai și care în foarte mare număr. Imaginați-vă puhoiul de armată, de oaste care s-a adunat împotriva lui Iosua. Închipui ce s-a întâmplat. Iabin, împăratul Hațorului, trebuia să fie generalul care conduce campania militară, era cel mai cuvază împărat dintre ei. Era probabil pe calului sau pe carul lui și privea cum se adună oștirea, bucuros de faptul că el poate conduce o astfel de coaliție militară în sfârșit împotriva lui Iosua. Dragii mei, ei încă nu terminaseră de adunat și Iosua a venit peste ei fără să se gândească. Ca și în 67, înainte ca avioanele egiptene să poată decola, au fost făcute praf la sol de aviația israeliană. Același lucru s-a întâmplat și aici. La apele Merom s-a dat bătălia decisivă. Este o poruncă ciudată pe care Dumnezeu o dă lui Iosua în versetul 6. Domnul a zis lui Iosua, nu te teme de ei, căci mâine pe vremea aceasta îi voi da bătuți pe toți înaintea lui Israel. Cailor să le tai vinele picioarelor, iar carele să le arzi în foc. Ce ciudată poruncă! Ei erau pedeștri cu toții. Să ai cai la dispoziție este o avansare în tehnica militară, dar să ai și care de luptă ar fi incredibil. Ar fi realmente un atu pentru luptele care urmau să fie date. Oare de ce a poruncit Dumnezeu lucrul acesta? Dacă vă amintiți, Dumnezeu a dat împăratului lui Israel, încă prin Moise, în Deuteronom, capitolul 17, o poruncă. Să n-aibă mulți cai, să n-aibă un număr mare de neveste și grămezi mari de aur și argint. Cam astea adună sau adunau împărații din vremea aceea. Numărul mare de cai și care reprezentau puterea militară. Numărul mare de neveste reprezentau alianțele politice pe care le făcea. Solomon nu la întâmplare avea 300 de neveste și 700 țiitoare. Era practic aliat cu absolut toți cei din jurul lui. Iar grămezile mari de argint și aur ți le cumpără pe toate celelalte. Dar dacă le ai pe acestea, nu mai ai nevoie de Dumnezeu. Pentru că poți să te bazezi pe puterea ta militară, pe alianțele tale politice și pe puterea ta economică. Israel n-avea voie să meargă pe drumul acesta. Ascultați-l pe David pornind mai târziu la luptă. Era un psalm pe care recita un astfel de momente, psalmul 20. Și versetul 7 spune, unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe cailor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Și apoi în fruntea armatei, David pornea la luptă și spunea, scapă, Doamne, pe împăratul, ascultă-ne când te chemăm. Ca să poți gândi și vorbi în felul acesta, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Trebuie să-L cunoști pe Dumnezeul tău. Dacă Dumnezeul tău este mic, problemele tale sunt mari. Dacă Dumnezeul tău este mare, problemele tale sunt mici. Pentru că un Dumnezeu mare le poate rezolva. Profetul Isaia, în Isaia 40, vorbește despre acest Dumnezeu. Nu știți? N-ați auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit. Și în ziua aceea de 48 de ore, asta trebuia să fie împlinit. Dragii mei, cum poți lupta, cum poți mărșălui 10 de kilometri luptând, nu plimbându-te, fără ca să te istovească greul prin care treci. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă, nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Cele două bătălii au fost complicată și războiul a durat multă vreme, spune textul. Știți care este deznodământul sau încheierea? Mi-e și groază să citesc sau să-mi închipui ce s-a întâmplat acolo. În Iosua, capitolul 11, versetul 20, citesc doar atâta. Domnul a îngăduit ca popoarele acelea să-și împietrească inima și să lupte împotriva lui Israel. Domnul, dacă Domnul n-ar fi în ecuație, poate că aș ști ce să fac cu astfel de texte. Au mai fost războaie în istorie.
Dar ce caută Domnul în toată această bătălie? Să lupte împotriva lui Israel, pentru ca Israel să le nimicească cu desăvârșire, fără să aibă milă de ele, să le nimicească după cum poruncise lui Moise Domnul. Închideți-vă ochii și imaginați-vă scena. Zeci de cetăți trecute prin ascuțișul săbiei. Știți ce înseamnă asta? Împăratul, în primul rând, apoi oștenii, bătrânii, femeile, copiii, mici, mari, sănătoși, bolnavi, toată lumea măcelărită, un genocid cumplit. Întrebarea este, ce caută Dumnezeu în povestea asta? Câțiva ani în urmă am fost în Israel și într-o zi ne-am sculat de dimineață și ne-am dus să vizităm Yad Vashimul, sau Yad Vashem, este memorialul Holocaustului. O zi întreagă s-a strâns în mine totul. Eu am fost vinovat de fiecare evreu care a murit vreodată în al doilea război mondial. Nu mai știam cum să port povara aceasta. Cred că au fost două momente care au pus capac la ziua respectivă. Două sau trei. În primul rând, am vizitat mausoleul copiilor. Este o clădire impunătoare, absolut întuneric, beznă, este o singură lumânare care arde și este o serie de oglinzi care reflectă lumina respectivă și ai impresia că e sub cerul înstelat. Întuneric, beznă, te ții de o funie și în șir indian treci în liniște prin mausoleul respectiv, în timp ce o voce gravă citește nume după nume, după nume, după nume, după nume, zeci, sute, mii de copii care au pierit în Holocaust. Tatăl unuia dintre ei a ridicat mausoleul. A ieșit de acolo, simțeai că nu mai poți să stai în picioare. Ca să pună capac peste toate, ne-au dus într-o cameră și o tânără evreică a venit să ne vorbească despre Holocaust. Părinții ei muriseră în Auschwitz. Erau vreo 30 de polonezi între noi, toți creștini. Și unul dintre ei, la sfârșit, când i-a văzut încrâncenarea, a întrebat-o blând, dacă vă fac o invitație, vizitați Polonia? El a strâns fălcile și a zis, nu! În clipa aceea mi-am adus aminte de Iosua și de genocidul pe care Dumnezeu l-a poruncit în Canaan. Și mi-am pus o întrebare. Oare cananiții n-aveau dreptul să ridice un Yad Vashem al lor? Un memorial al Holocaustului pe care Iosua l-a poruncat Domnului l-a adus peste ei. Cum poți să explici lucrurile acestea? Dragii mei, au fost multe războaie foarte crude în istoria noastră. Problema mea este că în acest război Dumnezeu este implicat. La porunca lui se întâmplă toate aceste lucruri. Cel puțin al doilea război mondial a fost un descreierat, un Hitler care a făcut tot ce a făcut. A cărat pe toți evreii și a terminat. Dragii mei, ca să nu putem dormi deloc în seara aceea, de la 8 la 11 noaptea ne-a dus un supraviețuitor al Holocaustului. Și omul acela a stat și ne-a povestit toată experiența lui. Ca și copil, trecând pe acolo, a văzut fumul părinților lor, pentru că toți au fost încinerați. El a scăpat ca prin urechile acului și a venit și toată durerea aceea. M-am întrebat, ce rost a avut ziua asta pentru viața mea? O povară incredibilă. Cum poate fi? Nu mă gândesc la al doilea război mondial, mă gândesc la luptele din Iosua. Cum poate fi acest Dumnezeu, un Dumnezeu drept, atunci când a poruncit lui Moise și lui Iosua acest genocid, să nimicească 7 popoare din Canaan? Nu cumva este el un Dumnezeu părtinitor? Asta e prima întrebare. Are un popor al lui, un popor special, și ca să-l așeze în vatra unei țări, nu uitați, i-a scos din Egipt, i-a învârtit prin pustie 40 de ani, să-i așeze în vatra unei țări, trebuie să măture din țara respectivă 7 popoare mari, pe toți locuitorii, bărbați, femei, copii, pe toți afară, ca să-mi așez poporul meu. Nu cumva este un Dumnezeu părtinitor? Cine este, de fapt, Dumnezeul lui Iosua? Ce putem spune despre caracterul său? Este el un Dumnezeu în mâna căruia să-mi așez viața mea pe care să-l urmez cu bucurie?
Dar dacă mâine se răzgândește și devine în capriciile lui supărat pe mine și îmi dă un cancer și mă trântește la pământ și îmi distruge afacerea ca lui Iov și mor 10 copii într-o singură zi, cum să mă raportez la acest Dumnezeu? Răspunsul la o astfel de întrebare dureroasă trebuie să înceapă cu alte câteva întrebări, la fel de dureroase. În primul rând, cum explicăm moartea Domnului Iisus Hristos? Cel mai mare act de nedreptate din istoria aceasta. El, cel neprihănit, să fie răstignit, batjocorit, încununat cu spini din pricina noastră a celor păcătoși. Unii oameni încearcă să rupă Vechiul de Noul Testament. Țin minte la noi în casă, a venit odată un doctor în teologie împreună cu soția lui, făceau parte dintr-un grup mai mare care au venit să se înfrățească cu biserica din Mănășturi. După 3 zile de discuții, am ajuns la să înțelegem convingerea lor. Convingerea lor este că singura parte din Biblie care mai este valabilă pentru noi astăzi sunt cele 4 Evanghelii. Vechiul Testament este prea crud. Un astfel de Dumnezeu nu poate fi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Noul Testament este cultural prea determinat. Nu se mai potrivește pentru zilele noastre. Ne-au rămas doar cele 4 Evanghelii. Chiar dacă aș vrea să rezolv în mintea mea problemele care le întâlnesc în Vechiul Testament, este o a doua întrebare pe care trebuie să o rezolv. Cum rezolvăm faptul că vorbirea lui Dumnezeu prin Fiul, prin Iisus Hristos, nu face altceva decât să continue vorbirea lui Dumnezeu prin proroci în vechime? Dacă citiți împreună cu mine doar primele două versete din Evrei, găsiți acolo două vorbiri. Întrebarea este în ce relație sunt cele două vorbiri. Aveți imaginea înaintea dumneavoastră. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Dragii mei, dacă vorbirea lui în vechime este una, vorbirea lui prin Fiul este alta, atunci pot rupe Vechiul de Noul Testament. Dar dacă Domnul Iisus a venit să împlinească Vechiul Testament și ascultați-L pe El vorbind, n-am venit să stric legea, ci am venit să o împlinesc. Câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, fără să se împlinească, a spus El. Cu alte cuvinte, El vine să împlinească toate prefigurările, toate vorbirile lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele care au rămas încă neîmplinite se vor împlini prin vorbirea lui Dumnezeu, prin Fiul. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, bunătatea și dreptatea Lui trebuie să poată fi descoperite, gustate deopotrivă și în Vechiul și în Noul Testament. Dacă vreau să le rup una de cealaltă, dragii mei, rămân și fără Scriptură, și fără Hristos, și fără mântuire. Dacă El este Dumnezeu, caracterul Lui trebuie să rămână neștirbit oriunde aș deschide Biblia. Nu pot să am un Dumnezeu doar în 4 cărți, de la începutul Noului Testament și restul Dumnezeului din Biblie să nu mă intereseze. Primul lucru de care îl putem acuza pe Dumnezeu, deci, este părtinirea Lui. Și-a ales un popor și-a călcat în picioare alte 7. Oare așa să fie? Ascultați-l pe Iosua vorbind la bătrânețe, la sfârșitul campaniilor militare. Versetul 14 din capitolul 23. Iată, astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Recunoașteți, dar, în toată inima voastră și din tot sufletul vostru, că nici unul din toate cuvintele bune pe care le-a rostit asupra voastră, Domnul Dumnezeul vostru, n-a rămas neîmplinit. Toate vi s-au împlinit, nici unul n-a rămas neîmplinit. Oare dacă suntem poporul ales de Dumnezeu, este normal ca toate cuvintele bune să împlinească pentru noi. Dar ascultați și versetul următor. Și după cum toate cuvintele bune pe care vi le-a spus Domnul Dumnezeul vostru s-au împlinit pentru voi, tot așa, Domnul va împlini față de voi toate cuvintele rele. Până vă va nimici de pe fața acestei țări bune pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. Dragii mei, acestea nu sunt cuvinte rostite asupra și împotriva cananiților, ci sunt cuvinte rostite asupra și împotriva poporului ales al lui Dumnezeu.
poporului legământului său. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu favorizează un popor în defavoarea altor popoare. Dumnezeu se poartă cu aceeași măsură cu toate popoarele. Dar atunci întrebarea este, deci a poruncit Dumnezeu exterminarea cananiților. Pentru asta ar trebui să colindăm împreună istoria. Și aș veni la începuturile ei în cartea Genesa, când Dumnezeu l-a chemat pe primul evreu, din care au descins Iosua și toți oștenii lui. Genesa, capitolul 12, primele trei versete. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și ascultați ultima parte. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Și hetiții, și heviții, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. În capitolul 22, după ce Avram urcă povârnișul muntelui Moria, clădește altarul împreună cu Isaac și pune lemnele, după care Isaac se așează pe altar de bunăvoie și ridică pumnalul să-l aducă ca și jertfă la porunca Domnului, îngerul Domnului oprește mâna și îi spune, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult. Toate neamurile pământului, toate, inclusiv cele din Canaan, vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de glasul meu. Faceți cu mine câțiva pași în istorie. Avram a devenit un popor, după 400 de ani de robie, Dumnezeu i-a scos din Egipt, i-a dus la muntele Sinai. Și la muntele Sinai intră în legământ cu ei. Observați, acum am nu un om, ci am descendenții lui, întregul Israel. Acum, dacă veți asculta glasul meu, versetul 5 din Exod 19, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Într-adevăr, pe voi v-am ales și v-am separat de toate celelalte popoare. Dar ascultați ce spune Domnul. Tot pământul este al meu. Pe voi v-am ales să fiți o împărăție de preoți, un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Dumnezeu, credincios cuvântului său, și-a ales un popor să binecuvinteze toate celelalte familii ale pământului. Oare și pe cananiți? Ascultați un cuvânt pe care îl știți. Atât de mult a iubit Dumnezeu? A iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui fiu, pe sămânța lui Avram, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragii mei, cum Dumnezeu s-a îndurat de curva Rahav, cum Dumnezeu s-a îndurat de gabaoniți și a venit în ajutorul lor când Israel a uitat legământul, Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. În concluzie, aș putea spune că dacă privim la Dumnezeu Scripturii, El nu este capricios, nu este părtinitor și atunci tot ce s-a întâmplat în Canaan trebuie să datoreze nu părtinirii Lui, ci dreptății și sfințeniei Lui. Dați-mi voie să privim o clipă la dreptatea și sfințenia Lui Dumnezeu. Mă întorc înapoi în Genesa. Corabia, în timpul potopului, a acostat undeva pe muntele Ararat. După ce au plecat animale și noi împreună cu fiii lui, textul spune că Noe avea trei fii pe Semham și Iafet. După ce a ieșit și a zidit o vie, și-a făcut vinul din struguri, s-a îmbătat, s-a dezgolit în mijlocul cortului lui. A intrat Ham peste el. În loc să facă ceea ce se cuvenea să facă un fiu, s-a dus afară și chicotind a vorbit fraților lui despre povestea asta. Ceilalți doi, Sem și Iafet, au uitat cu spatele, l-au acoperit pe tatăl lor și când s-a trezit Noe din beție, i-a chemat pe fiii săi. În mod normal, el ar fi trebuit să rostească un blestem peste Ham. Ciudat, rostește blestemul peste fiul lui Ham, peste Canaan.
A, povestea asta a fost scrisă mai târziu ca să justifice într-un fel genocidul din Canaan, am putea spune noi, sau tot felul de explicații posibile unde nu vorbește Scriptura, sau fiii lui erau mari, au construit corabia împreună cu tatăl lor. Un tată își cunoaște pruncii, vede rădăcinile în viața fiecăruia dintre ei, vede cum evoluează un copil, vede copilul face sau nu face ceva cu problemele, deși de foarte multe ori, probabil Noe, s-a uitat în ochii lui Ham și i-a spus, ai grijă, în inima ta este păcat. I s-a născut fiul, fiul a preluat genetic de la tatălui, toate pornirile astea spre rău. Noe nu-l vede pe Ham corectându-l pe Canaan. Când rostește blestemul asupra lui Canaan, practic Noe rostește o profeție și le spune următorul lucru. Dacă nu faceți ceva cu rădăcinile păcatului, secerișul va fi imprevizibil. Dacă vreți să vedeți cum arată secerișul peste sute de ani, ar trebui să veniți cu mine un pas mai departe. Levitic capitolul 18. Când citești capitolul acesta, 18, 19, 20 din Levitic, te îngrozești de păcatele din Canaan. Perversiuni sexuale de toate felurile, incest, preacurvie, zoofilie, necrofilie, toate acolo, dragii mei. Dar știți ce spune Dumnezeu lui Israel despre toate păcatele din Canaan, ale cananiților? Versetul 27 din capitolul 18. Căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din țara aceasta care au fost înainte de voi în ea. Și astfel țara a fost pângărită. Luați seama ca nu cumva să vă verse și pe voi țara din gura ei, dacă o spurcați, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Căci toți cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciți din mijlocul poporului lor. Păziți poruncile mele și nu faceți nicio una din obiceiurile urâte care se făceau înaintea voastră, ca să nu vă spurcați cu ele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Dragii mei, pământul acesta este al lui Dumnezeu. Ți-a dat casa lui, făcută cu mâna lui, în chirie. Nu ca să-ți bat joc de ea, nu ca să o umpli cu toate spurcăciunile și nebuniile tale, ci ca să-l cinstești pe el în ea. Spuneți-mi, are dreptul Dumnezeu să te cheme la raport într-o bună zi? Israel știa un lucru foarte clar. Pământul nu este al lui. Este un arendaș pe pământul lui Dumnezeu. Și de aceea, la fiecare 50 de ani, tot ce cumpăra se întorcea înapoi la stăpânii inițiali. Ca să știe, să nu uite, că nu sunt aici să devin Bill Gates, da? Să am toate bogățiile în mână, 10-20 de oameni din lumea asta și restul să moară de foame? Ci suntem aici ca și administratori ai lui Dumnezeu. Dar ca să subliniez dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu, dragii mei, ceea ce mă surprinde este că de dragul cananiților, repet, de dragul cananiților, Dumnezeu alege să-și nedreptățească propriul său popor ca să dea cananiților vreme de pocăință. Genesa capitolul 15. Avram se întoarce de la războiul lui cu împărații din câmpia Șinearului și Domnul intră în legământ cu el. Versetul 13. Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu este a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia va fi roabă, îl voi judeca eu, zice Domnul. Și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după bătrânețe fericită. În al patrulea neam, sămânța ta se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Când citești Biblia și deschizi în Iosua, zice, oh, ce Dumnezeu nerăbdător! Cât să stea Dumnezeu după tine sau după mine? Ajunge un an? Ajunge doi? Ajunge trei? O, noi am vrea să ne pocăim în ultimele 5 minute și rest să ne trăim viața cum ne place. Dragii mei, nu noi hotărâm lucrul acesta. Dumnezeu a stat după cananiți un jumătate de mileniu.
5 secole, cel puțin, o jumătate de mileniu, așteptând ca paharul nelegiurilor lui să se, nelegiurilor lui să se umple. Nu uitați, al Domnului este pământul, lumea și cei ce o locuiesc. În Deuteronom, capitolul 31, Dumnezeu vorbește cu Moise și Aaron și își varsă inima înaintea lor și spune lui Moise, Moise, tu vei adormi, poporul acesta se va scula, va mânca, se va îngrășa, va merge după azi Dumnezei, pe mine mă va uita, va rupe legământul. În ziua aceea mă voi mânia pe ei și îi voi pedepsi. Așa s-a întâmplat. Știți ce spune Dumnezeu? Eu văd pornirile inimii acestui popor înainte să-i fi dus în țara respectivă. Cu alte cuvinte, așa cum noi a văzut pornirile inimii lui Canaan, Dumnezeu zice, văd pornirile inimii lui Israel. Știți ce a urmat? O istorie de zbateri în care Dumnezeu a încercat pe toate căile să-și aducă înapoi poporul în prezența lui, să-și aducă înapoi în legământ. I-au refuzat lucrul acesta până când paharul s-a umplut. Și paharul s-a umplut pe vremea lui Manase. Dar Manase a fost pricină că locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut mai mult rău decât neamurile care fuseseră înaintea lor în țară. Acum un Dumnezeu drept nu poate să zic, ăsta este poporul meu, el poate face cu 200.000 de kilograme mai mult rău decât cananiții, dar pe ei nu-i pedepsesc. Așa ar fi dacă ar fi un Dumnezeu părtinitor. Dar dacă este un Dumnezeu drept și sfânt, mânia lui se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care ne duce adevărul în nelegiuirea lor. Nu contează dacă ești cananit sau israelit, născut din nou sau păgân. Un Dumnezeu drept trebuie să-și împlinească propria sa lege. Știți ce a urmat? Israel a umplut paharul împlinind sau făcând nelegiuirile din Levitic 18, iar în 586, prin armatele lui Nebucadnețar, Dumnezeu trebuie să pedepsească poporul, să-i radă din țară, să-i ducă în robie pe 70 de ani. După ce 100 de ani înainte i-a dus în robie cele 10 seminții din Nord. Lecția este clară și simplă pentru fiecare dintre noi. Nu vă înșelați? Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ce seamănă omul, aceea va și se cera. Cine seamănă în firea lui pământească, va se cera din firea pământească putrezirea. Cine seamănă în Duhul, va se cera din Duhul viața veșnică. Dumnezeu nu este capricios, nu este părtinitor, El este un Dumnezeu îndelung, răbdător, dar drept și sfânt. Drept și sfânt. Mare lucru să-L ai de partea ta. Citiți cartea Iosua. Dacă săbile n-au fost de ajuns, Dumnezeu a plouat pietre din cer. Dacă pietrele n-au fost de ajuns, a oprit soarele pe cer. Dacă asta n-a fost de ajuns, a trimis vieste pe bondărească împotriva dușmanilor. Când citești partea aceasta, nu poți spune decât un singur lucru. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va putea fi împotriva noastră? Dar observați, totul începe cu un dacă Dumnezeu este pentru noi. Și dați-mi voie să închei răsturnând lucrurile și spunând Dumnezeu este pentru noi dacă. Și asta am învățat în cartea Iosua. Dumnezeu este pentru noi dacă. Dumnezeu este pentru noi dacă răspundem cu credincioșie la credincioșia Lui. El are partea Lui. Noi avem partea noastră. Partea Lui nu se compară cu a noastră. A Lui este infinit mai mare decât a mea. Aduceți-vă aminte de pilda Domnului Iisus Hristos. Un om a ajuns datornic, dator vândut. N-avea din ce plăti. S-a dus împreună cu nevasta și pruncii în fața stăpânului și a căzut la picioarele și a zis, iertare, stăpâne. Și Domnul Iisus spune, l-a iertat de toate datoriile lui. Peste 10.000 de galbe, n-avea cu ce plăti, nici dacă își vindea casa, nevasta și pruncii. Bucuros că a fost iertat, iese afară și îl vede pe prietenul lui care datora 200 de lei. O nimica toată. Și Domnul Iisus spune, l-a luat de gât și l-a aruncat în temniță până nu-i va plăti datoria.
Când a auzit stăpânul? L-a chemat? L-a aruncat în temniță pe robul acesta care n-a știut să răspundă cu credincioșie la credincioșia lui Dumnezeu și a zis să rămână acolo până nu va plăti ultimul bănuț. Dumnezeu este pentru noi dacă activăm puterea Lui prin ascultarea credinței noastre. Suntem în capitolul 3 din Iosua și Iordanul e acolo, în față, trecea peste maluri. Un popor întreg era pregătit să treacă în Canaan. Dumnezeu a dat o poruncă simplă. Când talpa piciorului preoților va atinge luciul apei, Iordanul se va despărți. Cine a dat porunca despărțirii Iordanului? Vă las pe voi să hotărâți. Dar Iordanul nu s-a despărțit. Au stat preoții o jumătate de oră. Le-a fost frică să cald, nu știau ce-i sub luciul apei. Până când, prin credință, n-au făcut ceea ce le-a cerut Dumnezeu. Dragii mei, așa e în viața creștină. Prin credință îmi cer iertare de la Dumnezeu, minunea mare, sufletul mi se ușurează de păcați, sunt eliberat. Prin credință vin și îmi cer iertare de la fratele meu, relațiile se desfac, putem duce relația mai departe. Prin credință îmi iert nevasta, îmi iert soțul, îmi iert copiii, îmi iert părinții și poate continua relația. Observați, e nevoie de ascultarea credinței pentru ca minunea, puterea lui Dumnezeu să intre în acțiune pentru noi. Dumnezeu este pentru noi dacă ne păstrăm credința aceasta comemorând faptele credincioșiei Lui. Iosua, capitolul 4, stâlpul de la Gilgal, dărâmăturile Ierihonului, altarul de pe Ebal, pietroiul de sub stejarul legământului. Ochii care nu se văd se uită. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe Dumnezeu, pe tine Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Dar ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să povestești cu El. Trebuie să te uiți atent la faptele mântuirii Lui, să-ți aduci aminte de ele. Dragii mei, viața e foarte aglomerată. Te scoli dimineața, te culci seara, alergi de dimineața până seara, n-ai vremea să deschizi Scriptura, să te uiți în ea. N-ai vremea să deschizi Scriptura, să te uiți în ea? Într-o bună zi vei auzi, m-am dezgustat de tine. Totdeauna te rătăcește în inima ta, n-ai cunoscut căile mele. Nu e așa? Cu cât mai puțin timp ai pentru Dumnezeu, cu atât Dumnezeu intră la apă, devine din ce în ce mai mic pentru tine. Dacă Dumnezeul tău e mic, problemele tale sunt mari. Dacă Dumnezeu tău este mare, problemele tale sunt mici. Dar pentru asta trebuie să comemorezi faptele mântuirii Lui și în felul acesta credința ta în El să rămână mereu întărită. Întoarceți paginile în capitolul 5 la 8. Dumnezeu este pentru noi dacă noi suntem de partea Lui. Țineți minte dialogul dintre Iosua și căpetenii oștirii Domnului? Ești dintre ai noștri sau dintre vrășmașii noștri? Răspunsul este? Nu. Cum adică nu? Nici cu unii, nici cu alții. Eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Depinde voi cu cine sunteți. La cetatea Ai erau împotriva Domnului și Domnul era împotriva lor. În cele două lupte pe care le-am trecut în fugă astăzi, erau de partea Domnului și Domnul lupta de partea lor. Iar data trecută, ne-am oprit la adevărul care am început ziua. Nu lua în deșert numele Domnului dacă vrei ca Domnul să fie cu tine. Cu alte cuvinte, când ai făcut o promisiune în numele Lui, grăbește și împlinește-o. Dragii mei, purtăm chipul lui Dumnezeu și de aceea suntem chemați să-L cinstim pe Dumnezeu. Fie că mâncăm, fie că bem, fie că facem orice altceva. Pentru creștini nu există lucruri sacre și lucruri profane. Nu pot să zic, aici pot minți, aici pot fura, aici pot copia. Când mă duc la biserică, atunci ați cu minte. Nu. Noi suntem ai Lui în fiecare moment. Dacă vrei ca Domnul să fie cu tine, nu lua în deșert numele Lui, ci respectă-ți promisiunile pe care le-ai făcut chiar și în paguba ta. Iar dacă Domnul luptă pentru noi,
Cine va fi împotriva noastră? Dragii mei, eu cunosc pe Rut de multă vreme, dar rar mi se dă să văd oameni care în mijlocul cancerului și a operațiilor și a problemelor se gândesc cum aș putea să scriu într-o limbă română care abia o vorbesc, o broșurică pentru atâția care trec prin experiența pe care i-am trecut-o. Știți ce e asta? Minunea lui Dumnezeu. Să transformi toate situațiile vieții în oportunități de slujire, în oportunități de preoție, în oportunități prin care să demonstrezi faptul că ești de partea Domnului. Cum ar fi să scrii o broșură, Călin, despre cum să zic mai departe? Toți avem tot felul de probleme. Cum ar fi să scrii o broșură despre minunea incredibilă? Dragii mei, de cele mai multe ori suntem prea preocupați cu noi înșine. Nu uitați ce a spus Dumnezeu. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da, fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Dumnezeu este pentru noi, dacă noi suntem pentru El, așa să ne ajute El. Amin.